numărul 368, din data de 26 octombrie 2020, a fost convocată ședința privind constituirea Consiliului Local Bugium pentru data de 28 octombrie, ora 14. Întrucât din numărul total de 13 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local Bugium, a fost validată un număr de 13, din 13 mandate, 11 mandate de către judecătoria Onești. Motiv pentru care, considerând unite condițiile legale pentru această convocare, și deschidem ședința. Vă rog pe doamna secretar să ne menționeze cine este cel mai vârstnic consilier. Din componența PITO-ului Consiliul Local, cel mai în vârstă consilier este domnul Matiaș Florian, iar cei mai tineri, doamna Moldoveanu Gascu-Rodică și respectiv domnul Ciocanu Ioan. Invitați-vă, domnul președinte, să preia conducerea ședinței. Mulțumesc! Dragii mei colegi, stimați domnule primar, vom prezenta ordinea de zi pentru astăzi, în care avem două puncte importante. La primul punct este depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși de a căror mandat a fost validat de către judecătoria Unești. Iar al doilea punct este depunerea jurământului de către primarul Comunii Bugium. Vă mulțumesc. Doamna secretară, vă rog să ne dați citire. Potrivit încheierii numărul 1972, pronunțată de judecătoria Onești în Camera de Consiliu, ședință data de 22.10.2020, vă voi aduce la cunoștință următoarea. Voi da pe scurt, zicem noi, da, citire încheierii. Instanța deliberând asupra cauzei civile de față, respectiv cea pronunțată în dosarul numărul 4591/270/2020, înregistrată în data de 28 septembrie 2020, va hotărâ, va dispune. Validează mandatele următorilor consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al Comunei Bugium, județul Bacău, după cum urmează. Mihalache Ion, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Moldoveanu Gașcu-Rodica, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Ciubotaru Ioan, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Grigă Ileana, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Brănici Gheorghe, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Antohe Marica Gheorghe, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Matiaș Florian, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Țărțoacă Stelian, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Denciu Ion, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Cornan Mariana, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Și Iorga Vasile, candidat pe listele Partidului Național Liberal. De asemenea, invalidează mandatul de consilier local al numitului Cosma Fănică, candidat pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a renunțării la mandat. Invalidează mandatul de consilier local al numitului Mihalache Ioan, candidat pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților ALDE, ca urmare a renunțării la mandat prin demisie. Prezenta a fost comunicată prefectului și secretarului general al UAT Comuna Bugium, acesta din urmă, având obligația de comunicare potrivit articolului 114 alineatul 5 din codul administrativ. Încheierea a fost comunicată consilierilor locali declarați aleși, ale căror mandate au fost invalidate, respectiv domnului Cosma Fănică, cu domiciliu în Comuna Bugium, sat Bugium, județul Bacău, și Mihalache Ioan, cu domiciliu în Comuna Bugium, satul Răcăuț, județul Bacău. Dreptul de apel în 3 zile de la comunicare pentru persoanele interesate. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților către grefa instanței, astăzi 22.10.2020. După cum v-ați dat seama, nu a fost formulată cale de apel, prin urmare, această încheiere a și rămas definitiv. Felicitări din partea mea tuturor celor înscriși pe această listă și mult succes! Doamne ajută! Mulțumesc, doamna secretară!
dragii mei, va avea loc depunerea jurământului a candidaților aleși. Vom trece în ordinea alfabetică pentru depunerea jurământului. Cum se face depunerea jurământului? Cu o mână pe Biblie, nu? Și una pe... Una și una, o luăm în ordine alfabetică. Invit la depunerea jurământului pe domnul Antonin Camarica Gheorghe, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în vedere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Buciu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următorul Partidul Brănici Chiori. Partidul Social Democrat. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Buciu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mariana, Partidul Național Liberal. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Buciu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, doamna consiliere. Urmează domnul Darce, Ioan. Partidul Socialist Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință în tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru primile locuitorile comunei Buciu, așa să mă ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnule consilier. Urmează doamna consilieră Griga Elena, Partidul Social Democrat. Pentru binele locuitorilor comunei Buciu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, doamna consilieră. Urmează domnul consilier Iorga Vasile, Partidul Național Liberal. Partidul Social Democrat. Da, să domnul? Da. Mulțumesc. Da.
Dar pur să respect Constituția și legile țării. Și să fac cu... Și să fac cu credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Buciu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Urmează domnul consilier Mihala Ciuan, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buciu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier. Urmează doamna consilieră moldoveană Gașcu Rodica, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buciu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, doamna consilieră. Urmează domnul consilier Cârțoacă Stelian, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buciu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dau cuvântul doamnă consilieră juridică reprezentantului Prefecturii Județului Bacău. Potrivit articolului 118 aliniatul 1 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, din totalul de mandate alocate pentru Consiliul Local, un număr de 13, astăzi au fost validate 11, au depus jurământul un număr de 11 consilieri, motiv pentru care, sau ocazie cu care, considerăm îndeplinite condițiile legale pentru constituirea Consiliului Local. Având în vedere aceste aspecte, în termen de 3 zile va fi emis ordinul prefectului cu privire la cele menționate anterior. Felicitări! O să rugăm să citiți încheierea pentru domnul primar. Domnul primar! Este vorba de sentința civilă numărul 402/2020, pronunțată de judecătoria Onești în ședință în Camera de Consiliu în data de 13 octombrie 2020. Instanța deliberată asupra cauzei civile de față, respectiv cea din dosarul 4590/270/2020, hotărăște. Admite propunerea Biroului Electoral de Circumscripție Electorală numărul 20 a Comunei Buciu, județul Bacău. Validează alegerea domnului Cosma Pânică în funcția de primar al Comunei Buciu, județul Bacău. Cu apel în 2 zile de la comunicare, apelul se depune la judecătoria Onești. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședință publică astăzi, 13.10.2020. Și în acest caz, nu a fost exercitate de către alte persoane, eu știu că-i data, prin urmare această sentință civilă a rămas definitivă prin lege. Felicitări! Domnule primar, vă invităm pentru depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buciu. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Domnul primar, să ne explicați, luați cuvântul, aveți cuvântul. Domnilor consilieri, în primul rând să mulțumesc Consiliul Local din mandatul trecut, că aproape suntem majoritatea, pentru buna desfășurare a tuturor ședinților. Și ați dat dovadă de bun cetățenii ai Comunei Buciu. Pentru mine asta este al cincilea, al șaselea mandat. 5 ani. 5 mandate în fruntea Comunei Bucium. Cetățenii Comunei Bucium mi-au dat iar nota bună. O notă bună de peste 80%. Fiindcă i-am reprezentat, cred, și sigur, și i-am respectat pe toți. Eu le mulțumesc tuturor. Și celor care au venit la vot și celor care nu au venit. Dar în special celor care au venit la vot și au avut priceperea și tot de ne-au votat într-o proporție așa de mare. Eu le promit tuturor buciumenilor și răcăuțenilor că îmi voi da silința și priceperea mea să duc la bun sfârșit lucrările începute, să fie funcționale și dacă am putea să ducem la bun sfârșit și investiția de gaze naturale și asfaltarea tuturor ulițelor din Comuna Buciu. Cu această ocazie, mulțumesc domnilor consilieri pentru efortul depus, efortul dumneavoastră, care au contat în fața locuitorilor Bucium pentru a participa la vot. Le mulțumesc și le doresc multă sănătate tuturor cetățenilor din Comuna Bucium. Și cu această ocazie îi aștept pe 6 decembrie la vot. Vă mulțumesc tuturor! Vreau să-mi permite să spun și eu câteva cuvinte despre domnul primar. Dragii mei consilieri, domnule primar, stimată doamnă secretară, stimată doamnă din partea partidului... Așa. În primul rând, vreau să vă spun, este adevărat ceea ce spune domnul primar. Într-adevăr, suntem o echipă prin care ne-a desfășurat activitatea conform legii. Am acționat în așa fel încât să nu supărăm pe nimeni, să nu dăm naștere la discuții și să-l ajutăm pe domn primar ca să iasă cu fața curată. Într-adevăr, a ieșit cu fața curată. Meritul domnului primar este adevărat. Vreau să vă spun ceva, pentru că domn primar nu cunoaște nimeni mai bine decât mine. În sectorul meu de activitate, care am fost și sunt antrenat, sunt la al patrulea mandat, am fost mult ajutat de către domnul primar. Aici aș vrea să vă spun, în scrisoarea domnului primar nu au fost spuse multe, pentru că era foarte multe de spus, dar domnul primar a căutat să facă o schiță mai ușoară. Și dumneavoastră să nu credeți niciodată că domnul primar a luptat pentru acest mandat ca să câștige bani. Nu, vă spun eu de ce. Domnul primar nici fipatul de suferință nu a avut răbdarea de asta. Pentru a-și achita toate proiectele de hotărâri prin care s-a asumat răspunderea, ca să iasă cu fața curată la cetățenii prin care dumnealui și-a dat cuvântul. Noi, ca consilier, vreau să scot în evidență activitatea domnului consilier Mihai Ioan. Un om de încredere, un om care n-a iertat nimic, că i-a fost neam. Sau ce i-a fost, deci dumnealui s-a achitat de sarcină. De aceea noi, vreau să vă spun că am câștigat. Vreau să scot în evidență propunerea domnului primar, prin care a chemat în ajutorul nostru un consilier din Partidul Național Liberal, de domnul Antoche. Stau bine și mi-aduc aminte că domnul Antoche, la ultima ședință, a spus așa: domnilor,
vă promit 80%. Așa a fost. Deci domnul Antoche, chiar dacă a fost din Partidul Național Liberal, este un om de încredere, un om cu care putem să ne mândrim. Mi-aduc aminte, tot de domnul consilier, vreau să vă spun, Antoche, domnul primar a făcut niște țarcuri în care nu s-a mai ajuns la mine, ca și asfaltul. Iar domnul Antoche a spus, nu ne-am atiași, pentru biserică îți aduc eu container. În 3 zile a fost făcut containerul și a fost adus containerul. Nu vreau să lungesc mai mult, pentru că să nu ne plictisim, sunt multe de spus în rezerv, în rezerv să spun totul ce am pe suflet. Eu vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat, domnule primar, vă doresc o muncă puternică și cu încredere în noi că vom fi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor! Doar două vorbe, nu așa lung cum s-a pregătit colegul meu. O singură remarcă, o să vă rog să purtați tocmai în ideea de a-l proteja pe domnul primar. Da? Dacă dânsul nu poartă mască, vă rog să purtăm noi corespunzător masca. Da? În așa fel ne protejăm și pe noi, dar și pe dânsul. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, la rândul meu, pentru încrederea acordată de către cetățenii acestei comune, Bucium, și precizez faptul că au demonstrat și vom demonstra încă o dată că suntem o echipă, chiar dacă avem colegi noi, că vom fi în continuare o echipă, așa cum am fost și în anii din urmă, și o familie care o să ducem la bun sfârșit proiectele care se vor iniția în această perioadă pentru a avea condiții mult mai bune în această comună. Mulțumim domnului primar, mulțumim colegilor noștri, mulțumim cetățenilor comunei, mulțumim doamnei prefect și doresc prin această ocazie sănătate și putere de muncă tuturor. Mulțumesc! Okay. Da. Pe încheierea ședinței am să vă aduc la cunoștință și eu, în concluzie, principalele aspecte care vor fi consemnate și în procesul verbal, care se va încheia cu această ocazie. Astfel, în conținutul acestuia, se va preciza numărul consilierilor locali validați, stabiliți prin ordinul prefectului județul Bacău, numărul 225, din 14.07.2020, pentru comuna Bucium, județul Bacău, este de 13. Numărul consilierilor locali validați de judecătoria Onești, din încheierea numărul 1972, din data de 22.10.2020, pronunțată în dosarul numărul 4591/270/2020, este de 11. Numărul consilierilor locali validați prezenți la ședință privind ceremonia de constituire este de 11. Numărul consilierilor locali validați care au depus jurământul în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire este de 11. Nu au fost cazuri de refuz de depunere de jurământ, după cum nici cazuri de absență motivată sau nemotivată. Prin urmare, având în vedere faptul că prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14 iulie 2020, pentru comuna Bucium, s-a stabilit numărul membrilor Consiliului Local de 13, un număr de 11 consilieri locali declarați aleși au fost validați de către judecătoria Onești și au depus jurământul, iar cei 2 consilieri locali au fost invalidați de către judecătoria Onești, adică Cosma Fănică, ales pe lista Partidului Social Democrat, care a optat pentru funcția de primar, și Mihalache Ioan, ales pe lista Alianței Liberalilor și Democraților ALDE, care a renunțat la mandat, este necesară validarea 2 mandate de supleanți, unul pe lista Partidului Social Democrat și unul pe lista Alianței Liberalilor și Democraților ALDE. Întrucât ordinea de zi, așadar, a fost epuizată,
Dau cuvântul domnului președinte de vârstă să închidă ședința. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc doamna secretară. Dragii mei, iată că încheiem această ședință. Vreau să vă spun că ședința a decurs în bune condiciuni. Ordonați, frumoși, fără discuții, fără nimic. Vreau să vă răspund două cuvinte, indiferent de culoarea partidului, care, din care facem parte, trebuie să fim apropiați de oameni, ca domnul primar să-și poată desfășura lucrările în bune condiciuni. Noi, ca consilieri, să ne luăm angajamentul, să fim aproape de dumnealui și să-l sprijinim pentru toate activitățile prin care le desfășoară. Știm cu toții, pentru că a fost bolnav și trebuie ajutat. Vă mulțumesc pentru participare și toți care m-ați ascultat. Domnule primar, succes! Mulțumesc. În viață lungă! Mulțumesc!